Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod de Minecraft. Și astăzi, fraților, o să ne apucăm de o hartă horror care, frate, are o grămadă de review-uri pozitive, undeva pe la 2000 de review-uri pozitive, dacă nu mă înșel, ci că este o mapă super mega horror pe versiunea 1.10.2. Și, fraților, înainte de a începe, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like. Chiar vreau să văd acolo câte persoane vor să continuăm să postăm așa, gen herds, random, adventure, horror. Astea horror sunt cele mai interesante, și putea spune. Și chiar vreau să văd cât susținători avem pentru această miniserie, da? Hai să spunem așa. Îmi place foarte mult textura, frate, pentru că, bineînțeles, este o textură pe artă și n-ai țint asta, știi? Gen, nu te încurcă absolut deloc. Sunetul este destul de tare, pentru că e o hartă horror, trebuie să ne sperem, și este 2 dimineața. Avem aici introduction, credits și rule, de fapt, invers. Hai să vedem. Your pig to be kidnapped by Pacheco. Deci, porcul meu a fost răpit de către Pacheco. Și vrea să îl bage în experimentele sale. Ok. Aolo, și Pacheco este un psihopat, frate, canibal și un aolo. Deci, practic, noi o să mergem să ne căutăm porcul. Nu știu de ce acest porc este foarte important pentru noi. Și Pacheco este gen canibal, psihopat, este un om foarte rău, este malefic. Asta este, frate. Can you save your pig? Ne vom putea salva porcul? Ba, asta este întrebarea. Reguli, deci nu avem voie în multiplayer pentru că nu. Blood of the Walls, deci nu putem atinge sângele de pe pereți. Graficile pe fest am deja, FOV 90, render distance 5 chunk-uri. Hai să spun de pe acum 5 chunk-uri că apare trebuie mai puțin. Și credite, mapa făcută de către Potatoman, special thanks to Mr. Evil, așa. Deci pe canalul său de YouTube este Potatoman. Și cealaltă mapă la serie, The Hole, The Trial of McDonald's, bla bla bla. Și ce avem? Map created by Potatoman și inspired of the characters of Killer Creeper 55, what the fuck, 55. Se vede că e târziu, frazor, deci încă o dată. What the fuck was that? Înainte de a începe, chiar aș vrea și aș aprecia foarte mult dacă am putea strânge acolo foarte multe like-uri dacă mă susțineți. Și let's fucking go! Trebuie să facem să fie și mai interesant. Holy fuck. Deci, fraților, o să se audă foarte tare. Credeți-mă, Pacheco's hell. Oh, crap, boy. Asta, da, hartă horror. Asta o să fie o hartă horror, ci că, atenție! Aolo, putem muri de frică? Chiar putem muri de frică? Mi-e frică. Sau hai totul să lăsăm aici pe... Hai să lăsăm pe cam așa și 7. Aolo, casa lui Pacheco. De ce dracu am ajuns în casa acestui om? Acestui psihopat. Ok, casa lui Pacheco. Knock knock. Hello. Music of good quality. Hai, Pacheco. M-a încăcat pe mine. What the fuck? Nu știu unde am intrat. What the fuck? Opa! Este așa să-mi dezactivez eu aici de la control to jump-ul. Da, vedem, my daily. Îl discriminează for being aolo, ci că toți îl discriminează pentru că este un canibal și un psihopat. Și poliția vrea să-l oprească. După aceea mă mai prind și aolo, și Pacheco o să mănânce pe cel care intră în casa lui fără permisiune. Ghiciți cine a intrat în acest moment în casa lui fără permisiune? Da, chiar eu. Ha, o să fiu mâncat de Pacheco, băga mea și... Să moară... Bă, frate, ce puii mei au fost asta? What the fuck? Nu... Deci mult mai creepy este faptul că la mine e 20 dimineața. Cred că este ok, gen, să fii prăjit în cazan. Adică, frate, e un canibal, gen, îl prăjește. Puii mei, știi? Gen, a pus la foc. Da, frate, asta este. Sper că ești bun, sper că ești gustos. Aici am cufăr, putem, nu putem deschide cuferele. Salut, man, mi-a făcut plăcere. Pe aici sus avem ceva? Aulu, avem mult întuneric. Nu e bine să ne uităm la întuneric. Nici de cum, doamne feri. Aici nu. Păi ești nebun? What the fuck, asta... Nu o să deschid ușa aia. Nu știu dacă vreau sau... hai! Hai că nu se deschide. Bun. O cufere aici cu rotă în flash. Hai să luăm, frate. Că nu se poate deschide fiecare ușă și fiecare cufăr. Ați văzut și voi ce dracu s-au auzit? Frate, sunt particulele astea ce ies din mine care mă sperie grav. De aceea am slowness și saturation. Saturation. Ok, de ce nu este nimic? Opa, s-a deschis ușa asta la altă, boss. Fuck. Nu cred că m-am dus bine. Oh, god damn it. Ok. Aolo. Aolo. Bă, frate, cât de tare s-o de la mine în căști. Nu vreau să mă duc acolo jos. Bă, frate, dar am întrebare. Ce cu atâta? A, de fapt, stai că ăsta mănâncă oameni toată casa sa. Toată casa lui, știi? My plan. Opa, hai să vedem planul lui Pacheco. Stai că e complicat să... Ia. Tell your men hidden there. Oh my god, deci... polițiștii ăștia au arme și până acum el a rămas ascuns aici. Și o să-i atace de la spate. Gen, când o să vină, o să-i atace pe la spate. Bă, că de tare se aude, nu? Holy fuck! Aoleu. Lol, a intrat unul, Kevin. Ci că Kevin zice, salut, sunt nou în Minecraft. What the fuck? Ci că, cine ești? Nu mă omor! Lol, și Kevin a fost decapitat de către Pacheco. Stai un pic să dau... Oameni buni, am dat căștile puțin, trebuie mai încet pentru că e prea crimă pentru mine, adică chiar mă cac pe mine, mai ales că s-au de tare și îmi sparge urechile. Deci, tocmai Pacheco l-a omorât sau, mă rog, l-a decapitat pe Kevin 79, care era nou în Minecraft. M-am speriat de cazanul ăla. Ci că, hello, do you see the... Oh, fuck. Nu. Find an exit. Nu! Nu, 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 fugi! Pacheco, nu, 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 mamă măsii, frate, care puii mei poate fi ieșirea, bă! Pacheco-ul... Pe aici, pe aici, pe aici! Ha, sucabliet, sucabliet, yes! Cică, I'm going to destroy your head, red coward, cică o să-mi distrugă capul. Cică, stop, this is cheese, Pacheco. Oh my god, deci Pacheco a primit kick de la Potatoman. Bă, ești nebun? Ok. That's some pretty good stuff, frate, am scăpat de gay. Ah, am scăpat de Pacheco. Opa, stai un pic și aici. Nu cred că vreau să... Sau să o cobor, dar mi se pare că e... What the fuck, e void? Sau e o cameră întunecată? Cred că e o cameră întunecată, de ce? Sau pur și simplu am ajuns în beci. Ce-mi place mie să ajungă beci, atât de minunat. Și să deschidem porți care nu trebuie să deschise, cel mai probabil. Au, l-am ajuns în... What? Sarnic... Lol, voi vedeți încet câți mănâncă Billy. Gen, Billy l-a mâncat pe Sarnic, Mr. Evil, Elric și Thomas a fost mâncat de furnici. Opa. Potatoman a fost să citească un ziar. Ce dracu, mă? Opa. Ce dracu se aude, bă? Îmi pare rău, ciupii. Deci, lol, ce se aude pe fundal. Care dracu? Read. Ce a intrat Pacheco iarăși. Nu, 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 nu. Read, hai să vedem. Eu mă... Opa. Ce că am căzut în capcana sa. Pacheco joined. Nu, Pacheco. Cred că auziți și voi cine dracu face așa, nu? Opa. Nu mai face. Știți că de obicei când se oprește, gen, urmează să se întâmple ceva rău. Asta e la sigur și mi-o frică de mor. Nu o să mă mișc de aici. Ok, trebuie să mă mișc. Fuck. What? Lol, ce că este timpul să jucăm jocul meu favorit. Nu vreau să joc jocuri cu Pacheco. Nu vreau să joc jocuri cu Pacheco. Nu văd nimic. Deci, efectiv, nu văd nimic. Și aud ceva. Lol, ce că Billy este foarte foame. Nu. Deci noi practic acum, frazote, să ne războim cu Billy. Hungry Billy, eat, eat. Trebuie să găsim o... Holy crap. Deci dacă mă vede, e mort. Oh, nu mă mănâncă. Hei, Billy. Oh, mă mănâncă, mă mănâncă, mă mănâncă. Nu, e mort, Billy. Dar mi-e place gen cum arată tipul ăștia, ieșea pe pereți, pe jos, frate, chill. Tipul ăsta cred că se distrează. He is just having fun. Ah! Am uitat că e în dreapta. Nu, am fugit înapoi ca idiot. Bă, măcar l-am adus aici. Rip, zăza. Ah, nu poate intra, fiat, trec ușa. Hai mă, hai frere. Nu. Rip, Andrei. Fii atent, dacă stau pe loc, îmi pot regenera viața fix lângă el. Am găsit! Yes, yes! Cică, iarăși Pacheco. Aha, trișorilor. Cine a câștigat? Aha, și Billy a fost banat de către Potatoman. No, de ce l-ai banat pe Billy? Fraților, încă o dată vă nu uitați, dați voi acolo multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri de acest gen. What? What? Cine era tipul ăla? Ok. L-am văzut pe unul acolo, dar nu era Pacheco. Nu era Pacheco, nu? Gen îmi părea că, cred că era ăsta, gen Arminu, cum îl cheamă. Potatoman. Cred că era, eu sunt obișnuit gen Potatoman, gen omul cartof, dar nu e Potatoman, frate. Ba nu e Potatoman, Potatoman. Am ajuns la mine acasă, ce frumos. Cică follow the blood, cică să urmezi sângele și cică îmi va da porcul. De ce dracu Pacheco mi-a furat porcul? Rămăsa. Dar totuși, de ce mi-a dat Pacheco, de ce mi-a luat Pacheco porcul? Și nu m-a luat pe mine sau pe altcineva, știi? Fuck, cică aici este porcul tău. Hei, Piggy! Nu spune că o să-l facă, muci. Cred că... Cică porcul este în mâinile tale. Nu, nu. Cică acum mori. Nu! Și ăsta e finalul, the end. Billy! Șpoc, uite aici pe Billy. Yeti, the best friend of Pacheco. Asta este Potatoman, adminul, deci el este cel care a făcut harta. Aici avem Kevin 79, dead player, un jucător mort. Aici avem porcul, cel mai bun prieten al meu, fraților, animalul meu de companie. De fapt, nu animal de companie, că e prieten ce pana mea, și ăsta este Pacheco. După, fraților, cam asta a fost harta. Aici avem tour map. Aici putem vedea toată mapa. Bă, frate, chiar s-au chinuit foarte mult pentru această hartă și mi-a plăcut super mult. Nu uitați, poți să dați și voi acolo multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade de acest gen. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!